un grup de improvizatori, improvizație.ro ar fi și site-ul când va merge. Ce se va întâmpla acum aici este... Vor fi, de fapt, câteva scene făcute acum aici cu ajutorul vostru. Dacă o să aveți răbdare să stați să ne ajutați. Sper să aveți. Mai mult, n-am ce să vă spun, ei fac deja... Noi facem repetiții de ceva timp. Acum o să ne distrăm un pic împreună și să-i dăm drumul, că habar n-am ce să zic în continuare, doar că am nevoie de ajutorul vostru, da? Primul exercițiu pe care ei îl vor face este poveste în patru și am să rog, o să-i chem eu, că știu eu pe cine trebuie să chem. Și anume Florin, Raluca, Bogdan și Elena. Ok, acum să vă explic ce se va întâmpla. Ei vor face o poveste în patru cu un titlu dat de voi. Stai, mă, o sună telefonul ăla. Așa, închideți telefoanele, bun. Deci o poveste în patru, ei vor începe povestea, se vor duce, să sperăm în continuarea titlului, vor rezolva titlul pe care voi îl veți da. Eu îi voi schimba făcând așa și ei vor continua de la silaba la care a rămas cel care a vorbit înainte, da? Așa, pentru început am nevoie de un titlu de poveste Baba care... Baba Oarba în chiloți. Cine? Baba Oarba în chiloți. Baba Oarba din chiloți. Cel mai bun, nu s-a spus până acum, dar este da, cel mai bun de până acum. Altul să mai auzim. Ai grijă de Margareta ta. Ai grijă de Margareta ta. Drăguță tipa aia, Margareta, o cunosc. Alt Bunica titlu. Mea, băi! Îmi pare rău, n-am cunosc-o pe Margareta ta. Haideți cu curaj. Mai multe ca să avem drum de alege. No? Bun, avem... Avem... Ce ați dorit? Da, Margareta ta, ai grijă de Margareta ta sau Baba Oarba în chiloți? Hai să auzim. Spre care parte înclinați? Eu știu, sau Baba Oarba în chiloți? Baba Oarba în chiloți? Bine, Baba Oarba în chiloți. Cerința publicului. Poveste în patru se cheamă și vom începe cu... Bogdan. Era o zi incredibilă de primăvară. Când Andreea, o tanti de la vreo 23 de ani, hotărâ că să îi schimbe un pic stilul de viață și să facă cu totul altceva decât ce făcea până acum, așa că a decis să joace un joc numit Baba Oarba. Dar pentru a juca acest joc avea nevoie de mai mulți jucători, colegi de-a ei. Așa că a dat un mail în companie și și-a adunat toți colegii de serviciu, lucra la o firmă de advertising și lumea era deschisă, bineînțeles, și la astfel de jocuri mai ciudate pentru unii dintre voi, probabil. Zis și făcut. Toată lumea a venit într-o seară de bine și au decis să joace Baba Oarba, dar pentru că trebuiau să facă lucrurile un pic mai interesante, au decis să facă lucrul ăsta la serviciu. Se întâlnire ei sâmbătă seara la serviciu, până la 10 știau că a plecat șeful acasă și că pot liber să se desfășoare plenar. Așa că au luat o bucată de pânză, o perdea cât era de la birou. Au legat pe unul dintre ei la ochi. Apoi, evident că au oprit sistemul de securitate, să nu cumva să rămână vreo înregistrare a dezmățului din acea seară. Și au dat drumul la muzică, ca să pară totul mai interesant, și au început să se joace. Într-un atac de nebunie însă, unul dintre jucători a tras pantalonii jos persoanei care avea pânza pe ochi. Rămânând fără pantaloni, persoana în cauză, numită Costică, a început să țipe și a alergat spre biroul șefului, care, surpriză, era acolo. Și nu numai că era acolo, ci și trăsese cu ochiul la tot ce se întâmplase.
Surprinși angajații încercară să se scuze, însă șeful FIF îi surprinse și mai mult, spunându-le că și el vrea să joace. În acest moment, șeful fu legat la ochi, îi se dădură pantalonii jos și începu jocul din nou. Trecură! Vă place, nu-i așa? Știu că vă place. Bun. Pentru a face un pic mai interesant toată chestia asta, vom scoate o consoană din cuvintele pe care le pot folosi. O consoană vreau! Așa, altă consoană, altă consoană, mai spuneți, mai spuneți. B, R, B, C. Hai, mai sunt multe consoane la dracu. Alegeți tu. Hai cu B. Da, bun, hai cu B. Ce te bagi? Hai cu B, da? Deci poveste în patru, baba oarba în chiloți, fără consoana B. Șeful era foarte încântat de jocul lor și spuse că... Este de acord să joace și el după regula 9 și că va și promova persoana care câștigă joc. Chiar mai mult de atât, acesta va deveni o tradiție în această companie de advertising. Însă? Însă jocul început să stagneze, deoarece unul din jucători a dorit să-și tragă pantalonii la loc. Perfect, până acum e prea ușor doar o singură consoană. Hai să le mai scoatem o consoană. Deci avem consoana V până acum scoată. Poftim? Nu, vocală nu, consoană scoate. J? Ești prea blândă. D? Hai să scoatem și consoana D. Deci poveste în patru, baba oarbă în chiloți, fără consoana B și D. D, bun. Până acum povestea a ajuns la faptul că ei au stat, s-au jucat în chiloți, s-au ajuns la șef, s-au scuzat și... Șeful hotărâ să includă... Să includă... A, da, am uitat să vă spun, trebuie să-i huiduiți când greșesc, da? Așa. Da, a fost... Bun. Continuăm. Hai mai scoatem o vocală, o consoană, pardon. Scoatem tot alfabet. R, bun. Scoatem și consoana R. Deci fără B, D și R. Poveste în 4. În 3. În 4 fără 1. Baba oarba în chiloți. Atunci, el se pe masă și strigă. Continuăm așa că e destul de bine. Ultimul care va rămâne are o surpriză pentru voi, să știți. Baba oarba în chiloți, fără B, D și R, au mai rămas doar doi. Și continuăm. Plângând. Nu. Hai, ieși afară! Ranuca! Vă mulțumesc! Ranuca, câștigătoarea concursului, pentru că este câștigătoare, va trebui să primească o pedeapsă. Nu poți să câștigi fără să primească o pedeapsă. Și anume, va încheia povestea cu toate consoanele și vocalele pe care oricum le-am scos în versuri. Versuri. În versuri, să vedem ce s-a întâmplat cu povestea noastră. Da. Șeful spuse la birou, vreau să mănânc mâine un ou, cine joacă baba oarba și tunde bine iarba, vine acasă mâine seară cu 1 milion pe bară. Deci,